ștergarul, la cina cea de taină în camera de sus, înconjurat de apostol s-a așezat Iisus. Se răspândea din sfeșnic o palidă lumină pe azimile încălzite pe melul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar vai, uitase gazda o slujbă, o slugă a trimite, un rob sau o copilă ca după vremii lege cureaua de pe glezne pe rând să le-o dezlege, să spele a lor picioare de praful de pe drum. Și apoi cei 12 apostoli, sfiindu-se oarecum, se întreba în sine, cum vom ședea la rugă și cine își va pune ștergarul cel de slugă? O, iată-i cum se încruntă, privind cu tulburare, când vasele cu apă, când praful pe picioare, și Duhul îi întreabă în taina lui ușoară, nu ai vrea să-ți pui tu, Petru, ștergariu astăzi iarăși? Chiar eu? Nu-mi șade bine, eu sunt cel mai bătrân, dar tu cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, eu sunt cel mai din urmă la Domnul printre ei. Dar tu ce-ți dărui punga? Eu? Eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul am străpuns. Tu, Toma, n-ai vrea oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist, se luptă în mine o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu, răspunsul tuturora în cuget a fost nu. Și atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și înfășurind ștergarul s-a plecat ușor să spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci pe apa vremii atâția ani s-au scurs și acum a câta oară se apleacă iar Iisus să întrebe tot în Duhul pe cei ce-l înconjoară, n-ai vrea să-ți pui tu, soră, tu, frate, ștergarul astăzi iarăși? Frumos va fi odată, acolo sus în rai, la masă lângă Domnul tu fericit să stai. Dar azi sunt mii de treburi, necazul greu se curmă, nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciob. N-ai vrea să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răni neîngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se prering. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, sunt oameni singuratici, lipsiți de o mângâiere. Sunt prunci rămași acasă, că-i mama în spital, bolnavi care așteaptă un salvator semnal. Se cere o steneală și jertfe uneori, și nopți în priveghere și iarăși muncă în zori. Să stai de veche noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rabi și să-l mângâi, să-l scoți apoi afară și să-i alini amarul. Nu vrei cu Iisus, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu? Nu-mi șade bine, eu sunt cel mai bătrân. Chiar eu? Eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu? Eu nu am vreme, eu am făcut de ajuns. Chiar eu? Chiar eu? Se aude același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă coroana lui și haina, iubirii fără margini, trăindu-și iarăși taina, încet, a câta oară, se apleacă iar Iisus și plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. Așa cum o mlădiță se apleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii se apleacă în genunchi, la jugul fără slavă, Iisus din nou se înjugă, El, împăratul slavei, din nou e rob și slugă.
veniți leproși ai lumii, murdari de-a ei țărână, Iisus vă spală astăzi cu propria sa mână, veniți voi ce-n păcate nedejdea vi se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge, veniți, goniți mândria, visările și somnul și luați cu drag ștergarul alăturea de Domnul, dar nu uitați, cu Domnul orice lucrare e bună, dar cine ia ștergarul, acela ia cununa. Amin.